În timpul zilei își încălzește trupul la soare, stând nemișcat perioade mari de timp pe buturugi, pietre sau maluri. Din apă ei cercetează zona și prada. Stau doar cu nasul și ochii la suprafața apei sau se ascund în spatele sau în interiorul vegetației plutitoare. Hibernează în timpul sezonului rece, de obicei îngropate în noroi și reapar doar la sfârșitul primăverii. Salutare dragilor, eu sunt Gabriel Icosa și astăzi vorbim despre animale. Dacă și tu vrei să descoperi alături de mine aceste creaturi minunate, abonează-te la acest canal. Emys orbicularis joacă un rol important în rețeaua alimentară a habitatelor de apă dulce. Se hrănește cu viermi, insecte, broaște și pești și sunt la rândul lor vânați de alte reptile, pești, păsări prădătoare și mamifere mari. Studiile au arătat că între masculi există ierarhii de dominanță, în special în timpul anotimpurilor de împerechere. Ele pot prezenta, de asemenea, un comportament teritorial în timpul competiției alimentare. Se știe că aceste animale își asumă poziții dominante și de subordine. În captivitate devin foarte blânzi, dar în habitatele lor native sunt extrem de timide și precaute. Adulții își fac pereche și trăiesc în grupuri mici. Activitățile și comportamentele lor sunt modificate de schimbările de sezon și de condițiile de mediu. De exemplu, hrănirea scade odată cu temperaturile. În general, această specie efectuează migrații regionale. Ele pot rămâne sub apă timp de mai multe ore înainte de a reveni la suprafață. În timpul sezonului de împerechere, membrii acestei specii emit sunete scurte. Alte vocalizări includ fluierături și gemete, care sunt adesea folosite în situații stresante. Mișcările capului sunt de asemenea folosite pentru a comunica. Stimulii auditivi pot fi implicați în ritualuri de împerechere. Emys orbicularis are o dietă în general carnivoră. Majoritatea animale acvatice de mici dimensiuni care fac parte din dieta lor, însă dieta se poate schimba pe măsură ce cresc și pot mânca animale mai mari. Viermi, insecte, broaște și pești sunt principala sursă de proteină și în general se hrănesc în apă. Aceste țestoase atacă și își capturează prada cu o întoarcere laterală, apoi rup prada în bucăți cu ajutorul ghearelor ascuțite. În general, în sălbăticie, prada lor trebuie să se miște pentru a fi atacate. În captivitate, aceste țestoase pot consuma și fructe și legume. Ca protecție împotriva prădătorilor, țestoasele se pot retrage în carapacea lor. Puii și ouăle sunt prădate de diferite animale, inclusiv stârci, șerpi, câini, pescăruși, vulpi, șobolani, pisici și cormorani. Țestoasele tinere riscă să devină pradă și speciilor de pești prădători. Adulții, Emys orbicularis, sunt atacați de câini sălbatici sau semisălbatici, coioți, păsări carnivore și, bineînțeles, de oameni. Această specie trăiește în zonele cu apă dulce, inclusiv iazuri, lacuri, râuri, lent curgătoare și canale de irigații. Pentru cuibărit au nevoie de habitate deschise, înalte și nisipoase. Aceste țestoase caută habitate în zone cu apă puțin adâncă, cu provizii de hrană adecvate și prădători puțini. Colorarea este variată. În toate acestea există de obicei unele pete mai deschise pe un fond de culoare închisă, de obicei negru. Forma și culoarea carapacei se schimbă odată cu vârsta. Puii de Emys orbicularis au carapacea rotunjită de culoare maro închis și negru cu o pată galbenă pe fiecare placă marginală a carapacei. Pe măsură ce îmbătrânesc, plăcile cornoase vertebrale devin netede și prezintă pete galbene pe un fundal întunecat. Capul, membrele și coada sunt întunecate la culoare cu pete galbene sau maro deschis și de obicei punctele sunt foarte mici. Dimensiunea carapacei variază de la 12 la 38 de centimetri, în general 23 de centimetri măsoară. Greutatea maximă este de 1 până la 1,5
4,5 kg. Capul este acoperit cu o piele netedă și membrele sunt palmate. Emisorbicularis are un plastron flexibil care este unit cu carapacea de niște ligamente. Masculii acestei specii ajung la maturitate sexuală mai devreme și rămân în general mai mici decât femelele. Creșterea este limitată de factori ecologici, disponibilitatea hranei, factori genetici și calitatea habitatelor lor. Modificările în dieta lor și activitatea prelungită afectează de asemenea rata de creștere, care scade pe măsură ce mărimea crește și încetinește considerabil după maturitatea sexuală. În funcție de temperatură și factorii hormonali, embrionii vor deveni mascul sau femelă. Embrionii vor deveni masculi dacă ouăle sunt incubate la temperaturi sub 25 de grade Celsius, în timp ce ouăle la temperaturi de peste 30 de grade Celsius vor deveni embrioni femele. Odată ce o pereche este formată, urmează curtarea și copulația. Împerecherea poate avea loc în zone nesipoase, deși majoritatea masculilor și femelelor conviețuiesc pașnic, unii adulți sunt mai agresivi unul față de celălalt. După atingerea maturității sexuale, la vârsta de 5-6 ani, femela de emisorbicularis produce 8 până la 10 ouă, alungite cu o lungime medie de 15 până la 25 de milimetri, care sunt depuse pe uscat. Femelele selectează un loc adecvat, fără iarbă și alte vegetație densă și pregătește și umezește solul, apoi femela își folosește coada pentru a face o gaură în pământ, membrele din spate sapă gaura, iar ouăle sunt depuse în partea de jos a acestei găuri și tot cu ajutorul membrelor posterioare ouăle sunt aranjate în formă de strat. Femela acoperă cuibul cu solul scos, presează solul ferm și abandonează cuibul. După aproximativ 90 de zile până la 100 de zile de incubație, puii pentru a ecloza în funcție de locație și condiții sezoniere. Un embrion hibernează în ou pe timpul iernii și nu eclozează până la primăvara următoare, atunci când condițiile sunt mai favorabile. Aceste testoase se împerechează în mod repetat și pot produce mai multe serii de pui pe an. În comparație cu multe alte reptile și amfibieni, această specie are o durată de viață relativ lungă. Testoasele care trăiesc în populațiile nordice tind să trăiască mai mult decât cele din locațiile sudice. Mortalitatea este foarte mare pentru pui datorită prădătorilor și lipsei de protecție față de elementele naturale. Populațiile de emisorbicularis au scăzut în ultimul secol, aria lor geografică s-a diminuat și cel mai probabil va continua să scadă datorită distrugerii habitatelor în mod special. Una dintre problemele cu care se confruntă această țestoasă în țara noastră, mai ales în interiorul și în vecinătatea zonelor urbane, este concurența cu specia exotică introdusă accidental sau deliberat de către om. În principal, este vorba despre țestoasa de Florida, Trachemys scripta. Acestea ating dimensiuni mult mai mari, transmit o serie de boli și consumă resursele de hrană ale țestoasei noastre. Țestoasa de apă se găsește în toate regiunile țării până la altitudini de aproximativ 700 de metri. Preferă apele stătătoare sau lin curgătoare cu vegetație bogată, atât submersă cât și pe maluri, dar care au în vecinătate și zone care oferă posibilitatea de a sta la soare și de a îngropa ouăle. La nivelul României, țestoasa de apă este clasificată ca o specie vulnerabilă afectată de degradarea, distrugerea și fragmentarea habitatelor. Populațiile sunt amenințate de poluare, desecări, colectarea în scopul comercializării și uciderea deliberată sau accidentală de către pescari sau conducătorii auto. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să apreciezi clipul, să-l distribui și prietenilor tăi, abonează-te, o poți face chiar aici. Dacă nu ești abonat la acest canal, unde împreună descoperim minunata lume a animalelor, în partea mea stângă am alte două clipuri pe care te invit să le vizionezi și până data viitoare, nu uita să observi, să asculți și să înveți de la natură.